La început voi citi versetul 11 din capitolul 12 de la Apocalipsa. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Tema de azi va fi despre fratele Vania Moiseev. Azi, pe 16 iulie, suntem la aniversarea jubileară, se împlinesc 50 de ani din ziua când fratele nostru, pentru credința în Domnul Iisus Hristos, aflându-se la serviciul militar, a fost ucis. Din ceea ce a mărturisit Vania, din ziua când a fost recrutat în armată și aflându-se în unitatea militară, a găsit o cameră unde nu era nimeni de dimineață până la ora 10. Deci, deșteptarea fiind la ora 6 dimineața, el intra în acea cameră și timp de 2 ore se ruga lui Dumnezeu până la dejun. Așa a fost timp de 2 luni, apoi a fost tras la răspundere. Deci șeful unității militare l-a pus în fața unității militare pentru a fi batjocorit, ocărât. Apoi, pe câmp, când soldații făceau exerciții militare, în continuare șeful a avut un dialog aparte cu fratele Vania, încercând să pună presiunea asupra lui în speranța că Vania, în așa fel, va ceda și se va dezice de convingerile lui, să zicem, religioase. Așa au început încercările când au văzut că el nu cedează. L-au pedepsit, toată noaptea a trebuit să lucreze, dar fratele Vania lucra, deci cu bucurie, cânta, chiar se ruga. În timpul ăsta erau cu atenție șefii asupra lui. Apoi i-au dat să spele podeala în cazarmă cu pierie și cu săpun și de semne fratele lucra, deși n-a dormit toată noaptea. Și ziua lucra și șefii privindu-l îl chemau pe rând, ba unul, ba altul, și aveau convorbiri. Așa a fost chemat până la șeful diviziei, deci au vorbit cu dânsul, l-au interogat șefi de rang mai mic, de rang mijlociu, până la acolo că generali au stat de vorbă cu el, cu scopul de a-l convinge ca să depună jurământul, să ia arma în mână. Erau cazuri când era chemat chiar până la 20 de ori pe zi la convorbiri în statul major, unde era așteptat de noi lucrători ai securității care veneau să discute cu fratele nostru, cu fratele Vania Moiseev. Deci au început încercările, a fost că nu i-au dat să mănânce 5 zile la rând și întrebau dacă nu s-a îmbolnăvit. Fratele, deci Vania le spunea că sunt sănătos și atunci șefii au spus că să-i dăm să mănânci ca nu cumva să moară și să ne facem de rușine. A fost multe încercări, spre exemplu, a fost expus la frig. Toată noaptea, nopți la rând, era scos afară în haine de vară și ținut până dimineața, așa 2 săptămâni, nopți la rând, era ținut la frig. Șefii, dacă ieșeau pe 10 minute, înghețau imediat, înghețau, era frig, deci iarna, dar Vania nu simțea frigul. El singur povestește apoi de o lecție de informații politice, unde Dumnezeu și-a arătat puterea lui, deci Domnul lucra și manifesta puterea lui în diferite moduri prin fratele nostru Vania.
despre vedeniile lui sau minunile care s-au întâmplat în viața lui în timpul când a fost încorporat în unitatea militară. Le puteți citi în cartea Urmați-le credința. Despre lecția de informație politică, el singur a povestit că într-o zi n-a venit șeful și se adunaseră vreo 20 de soldați și au vrut să discute despre credința lui Vania, despre Dumnezeul lui Vania. L-au întrebat cu ce se deosebește Dumnezeul tău de Dumnezeul nostru. Vania le-a comunicat, le-a spus că el este un Dumnezeu atotputernic care poate totul să facă, este Dumnezeu suveran. Și atunci unul din soldați, un sergeant din Erevan, din Armenia, i-a spus așa: Vania, dacă Dumnezeul tău poate să facă absolut totul, are putere de a face, las să fac așa că mâine eu să plec în permisie și atunci eu voi crede că Dumnezeul tău există și este puternic. Ceilalți soldați au confirmat, da, dacă Dumnezeu face așa ca sergentul să plece mâine în permisie, atunci vom ști că Dumnezeu există și ceea ce ne povestești tu nu sunt povești, dar este adevăr. Vania a mărturisit că el s-a rugat în duh și Dumnezeu i-a răspuns înăuntru, în duhul lui, că promite că eu pot face lucrul ăsta și el mâine va pleca în permisie. Imediat fratele Vania i-a spus: da, mâine vei pleca în permisie, Dumnezeu va face așa ca să pleci. Și când de acum a urmat, la sfârșitul convorbirii, se adunase undeva la 150 de soldați. Deci, vestea asta a fost făcută public. Soldații știau că Vania i-a promis, Dumnezeu îți va da drumul în permisie din ziua de mâine. Și așa și a fost. A doua zi dimineața, Vania a fost trimis cu mașina la lucru, au fost toți soldații repartizați și când a venit seara în unitatea militară, soldații s-au adunat în jurul lui Vania și i-au povestit cum în timpul zilei, în unitatea lor militară, în statul major, a telefonat un general din Odessa, unde era șefia, deci era șefia armatei din regiunea Odessa. Deci generalul a telefonat și a ordonat ca sergentul dat să fie imediat trimis în permisie. Lucrul ăsta se facă în timp de 10 minute. Deci în timp de 10 minute s-au întocmit actele și sergentul dat a ieșit din unitatea militară spre gară pentru a pleca în Erevan. Când s-a aflat lucrul ăsta, au aflat soldații, au povestit șefilor, iată ce s-a întâmplat ieri la lecția de informație politică, că Vania Moiseev i-a promis lui că Dumnezeu îți va întocmi așa situația, că vei pleca în permisie în ziua de mâine. Când au aflat, șefii imediat au trimis la gară câțiva soldați ca să le rețină, să le aducă înapoi în unitatea militară și în așa fel să fie dezmințită informația că lucrul ăsta l-a făcut Dumnezeu. Deci soldații au plecat urgent la gară, dar deja sergentul plecase. La gară n-a mai fost găsit. Țin minte, în 1977, învățam încă la școală atunci, într-o zi, cineva din elevi, din colegi, a adus ziarul Moldova Socialistă, unde pe două pagini era un articol foarte mare
se numea pe cine îi sprijină congresmenii americani. Țin minte, autorul era Boris Roșin. În articol se povestea despre Gheorghe Petrovici Vinț, cum a fost arestat. Vina lui era incriminat că a ucis doi oameni și pentru asta a fost judecat pentru 5 ani de lagăr și 5 ani de exil. Îi mai era incriminată vina că a difuzat informații despre Vania Moiseev, care a fost ucis în timpul când s-a aflat în armata sovietică. Ei, și Boris Roșin a descris faptul ăsta, cum Vania i-a promis sergentului armean că va pleca în permisie. Era foarte interesant descris faptul. Autorul descria dialogul sau convorbirea cu soldații la lecția de informație politică, cum Vania i-a promis că va pleca mâine în permisie și cum toți au aflat soldații și cum a doua zi el a plecat. Ce a făcut Boris Roșin, autorul articolului pe cine îi sprijină congresmenii americani? Deci articolul a fost scris în 1977 în Moldova Socialistă. Roșin a scris așa, că a doua zi Îngerul lui Dumnezeu a intrat în cabinetul generalului a regiunii Odessa, a luat receptorul și a telefonat în unitatea militară unde se afla Vania, în orașul Kerch, și a ordonat ca sergentul dat să fie trimis în permisie urgent, în timp de 10 minute, să îi se întocmească actele. În așa fel, șefii l-au trimis urgent în permisie, neștiind ce se află în spatele a tot ce se petrece. Și doar după ce au aflat, au trimis ca soldatul să fie întors de la gară înapoi, dar n-a mai fost găsit. Au fost multe interogări. A fost dus și interogat la procurorul militar din Simferopol, unde după ce Vania a răspuns că stă ferm în convingerile sale, i s-a promis că va primi decenții sau sentința de a se afla în penitenciar 7 ani. După asta a fost adus în Kerch, dus la Odessa de a fi interogat. A fost interogat, a fost torturat, i s-a pus piciorul în camera de congelare, i s-a înghețat piciorul, nu-l simțea. După asta el s-a rugat și Dumnezeu a vindecat piciorul. A fost dus iarăși înapoi în Kerch, apoi dus iarăși în penitenciar în Simferopol pentru 10 zile, unde în fiecare zi era dus în celulă nouă. A fost și camera frigorifieră. La urmă a fost îmbrăcat în costum de cauciuc, unde se strângea corpul până ce nu mai putea să sufere și atunci îl slăbeau. La urmă i-au promis că sentința va fi 7 ani de pușcărie. Să facem analiza unor scrisori a lui fratele Vania, trimise din unitatea militară, spre exemplu, pe 27 decembrie 1970, după ce a fost încorporat în rândurile armatei sovietice, el a scris că n-a depus jurământul, n-a luat arma și îl așteaptă ceva îngrozitor, dar a scris că nu se teme și va merge așa cum va fi voia Domnului. După ce a fost în permisie înainte de martiraj, pe 11 iulie 1972 a scris că ieri, în urma
predicii lui, s-a pocăit un soldat. A scris că e posibil și-a împlinit deja misiunea pe acest pământ și a scris înspre dorul de familie, dar a scris că înțelege că trebuie să meargă după porunca Domnului Iisus Hristos să împlinească voia Lui. A mai scris o scrisoare pe 13 iulie, scrie dinspre o furtună puternică, a scris despre prietenul lui, fratele Serghei Bugaiov, că i s-a făcut percheziții și i s-au luat ilustrații, fotografii, literatură i s-a luat. Tuturor le-a scris versetul din Apocalipsa 2:10, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. A mai fost o scrisoare primită de la el din data de 15 iulie 1962, asta cu o zi înainte de martiraj. A scris că Domnul i-a descoperit calea pe care trebuie să meargă și el va merge pe această cale. A scris că pe 14 iulie a fost la adunare în Kerci, unde s-a întâlnit cu frații și a decurs părtășia foarte bine. Părinților le-a scris să nu fie îndurerați de vestea care o vor primi. A mai scris iarăși de întâlnirile cu îngeri, de cântarea care au auzit-o cântând, cântată de îngeri prin toate colțurile lumii. Cum am spus, dinspre toate astea le putem citi în urmațele credința. Pe 17 iulie 1972, părinții au primit telegramă din unitatea militară unde era scris: fiul dumneavoastră, Moisei Ivan Vasilievici, a murit tragic aflându-se la serviciu militar și părinții, când au primit trupul lui Vania, era închis într-un sicriu de fier. Când a fost adus trupul acasă, a fost adus de doi șefi din unitatea militară și un soldat. Când li s-a comunicat, în comunicatul care era scris, era scris că Vania a murit, cauza decesului a fost asfixie mecanică prin înnec. Când au primit corpul, sicriul, tata lui Vania imediat a început să îl deschide, deci sicriul a fost deschis. Când șefii au văzut că ei vor să deschidă sicriul, au spus: noi ne grăbim, și imediat au plecat. S-a văzut pe fețele lor că sunt îngroziți că va fi deschis sicriul. Deci când a fost deschis, toți cei prezenți s-au îngrozit de ce au văzut. Pe cap avea urme de lovituri mari, reni, leziuni. În regiunea inimii avea 6 împunsături. Pe piept erau arsuri, în așa măsură că se auzea ciocănitura degetelor pe piept. În jurul gurii erau vânătăi mari. Pe picioare și pe spate avea urme de lovituri puternice. Din ceea ce a povestit fratele Roman Moisei, fratele lui, știe iată ce, că în ziua de 16 iulie expira terminul instalat de lucrătorii securității fratelui Vania de a se gândi. Deci pe 16 iulie expira terminul de a se gândi. Și în a doua jumătate a zilei
un grup de civili și șeful unității militare, familia era Malsin, i-a ordonat lui Vania să meargă cu mașina lui în urma lor. Ei au plecat la locul de tortură cu mașina Pobeda. După mărturisirea fratelui Roman Moiseev, tortura a durat 4 ore. În timpul ăsta, fratele Vania a avut mâinile legate. A fost torturat grozav, nu murea. Și după 4 ore, au telefonat și au chemat ambulanța militară și i-au pus o injecție, după care el a murit. În acele timpuri nu se știa de așa injecție, acum se știe. Chiar în unele țări este permisă eutanasia, deci omul, dacă este bolnav de o boală incurabilă, el își dă acordul, lui pune injecții și el în timpul somnului decedează. Atunci deja existau așa injecții, dar nu se știa și nu erau, deci, legiferate. Chiar în timpul al doilea război mondial existau așa tablete. După ce i-au pus injecția, deci Vania a murit și ca să fie ascunse toate urmele, l-au dus la Marea Azov, la adâncime de 156 cm, ca să-i pună pricina morții, s-a înnecat. Șeful unității militare a fost prezent la tortură și vorbind, după ani de zile, vorbind cu rudele, mărturisește fratele Roman că după ce a fumat la rând un pachet de țigări, le-a spus că Vania s-a luptat cu moartea, dar a murit ca creștin. În unitatea militară, fratele Vania conducea mașina sau îl ducea pe șeful unității militare, Malsin, și le-a spus Malsin că soția lui, după moartea lui Vania, a slăbit cu 15 kg și nu mai vrea să se urce în mașina care a fost condusă de Vania, și apoi martirizat. După martiraj, unitatea militară în care a slujit fratele Vania a fost dizolvată. N-a rămas nimic, absolut. Soldații au fost împărțiți în grupuri, detașamente mici și trimiși în diferite unități militare. La locul unde s-a aflat clădirea statului major, azi se află o biserică ortodoxă și mai mult nimic din acele clădiri nu a rămas. Deci spunea fratele Roman că s-a întâmplat totul cum a spus că va fi fratele Vania încă când era în viață, mărturia lui vis-a-vis de ce va fi cu unitatea militară în viitor. Singur șeful unității militare, Malsin, a fost, după dizolvarea unității militare, trimis în răsăritul departat, fără dreptul de a se întoarce în Crimeea chiar și când va fi la pensie. Dosarul fratelui Vania a fost întocmit și condus de un colonel de la sediul securității din Moscova. Când a fost recrutat fratele lui Roman, venit în Feodosia, în unitatea militară, a fost întrebat de șef dacă va depune jurământul și el a răspuns ferm că nu va depune jurământul. Atunci șeful i-a spus că vei fi introdus în rânduri când va avea loc depunerea jurământului, nu vei avea un cotro și vei depune jurământul.
Roman a spus că faceți cum vreți, deci puteți să mă puneți fi un rând, dar veți fi dați de rușine că și nu voi depune jurământul. În ziua când în unitatea militară s-a depus jurământul, deșteptarea a fost la ora 5, nu la ora 6, ca totdeauna. La ora 6 dimineața, de acum fratele Roman a fost dus în statul major, unde erau adunați mai mulți șefi, era și șeful unității militare, dar nu sta la masa lui sau în fotoliul lui. În fotoliul lui sta colonelul venit din Moscova, deci acel colonel care a condus dosarul lui Vania sau a condus întrebarea lui Vania și cel care a dat ordin de a fi torturat. L-a întrebat pe fratele Roman dacă stă ferm pe calea care și-a ales-o. Colonelul l-a întrebat și după răspunsul ferm al lui fratele Roman, el i-a spus că pe tine te văd prima dată, iar cu Vania eu am stat de multe ori de vorbă. După restructurarea care a avut loc pe timpul lui Gorbaciov, după anii 90, în Volontirovka, acasă la părinții lui Vania, unde a trăit Vania, a venit un tânăr din Moscova, s-a prezentat că este fiul colonelului care a condus cu întrebarea lui Vania sau a condus dosarul și tortura lui. Le-a spus că tatăl meu a devenit creștin. S-a întors la Dumnezeu și m-a trimis la dumneavoastră să vă spun lucrul dat și să vă spun că el vă roagă să-l iertați pentru moartea lui Vania. Dacă a fost așa, înseamnă că după atâția ani, desigur că colonelul nu mai este în viață. Și dacă este așa, înseamnă că jertfa și ucigașul deja s-au întâlnit. Probabil s-au și îmbrățișat și s-au și sărutat ca creștini, ajunși deja în eternitate. Dar a fost o greșeală. Părinții lui Vania erau oameni simpli și s-ar fi putut ca cineva din creștini să afle, să ia legătura, să întâlnească cu fostul colonel și poate el ar fi făcut multe dezvăluiri. Și poate ar fi povestit nu numai despre moartea lui Vania, dar și despre moartea fraților Druc, Burda și alți frați. Mult s-a străduit fratele Roman și a avut întâlniri și cu șeful statului major din unitatea unde și-a făcut serviciul militar, fratele Vania. După anii 90, el a aflat adresa și s-a dus și s-a prezentat și a fost primit, deci, în casă de șef. Când își scotea încălțămintea în coridor, era o oglindă mare unde în oglindă Roman a văzut ce se făcea în cameră. Șeful îi arăta soției sale să țină degetul la gură, să nu spună nimic, să nu povestească nimic și i-a arătat și pumnul. Toate lucrurile astea le-a văzut fratele Roman în oglindă, stând cu spatele spre camera unde era șeful și soția. După martirajul lui Vania, șeful statului major s-a concediat și a plecat să lucreze într-o expediție în Antarctida. A început să-i povestească fratelui Roman despre pinguini, despre
iceberguri, la ce fratele Romani a spus că nu îl interesează lucrurile astea, îl interesează sau vrea să-i povestească despre Vania, dar șeful statului major n-a vrut să-i spună nimic. Bineînțeles că orice scurgere de informații l-ar fi costat foarte mult. L-ar fi costat viața. Iarăși mai departe a povestit fratele Roman că în urma la mijlocirile care au avut loc din partea creștinilor, adunărilor din țară și de peste hotare, deci mijlociri, scrisori, proteste în unele orașe din Europa și chiar din întreaga lume, scrisori adresate la diferite instanțe, deci în foarte multe instanțe au fost scrise și lui Brejnev și la multe ziare au fost scrise scrisori, mijlociri sau proteste. După două luni a venit în Volontirovka comisie militară din Moscova ca să facă din nou expertiza corpului fratelui Vania. În timp de trei zile, toată familia a fost chemat pe rând la selsovet sau la primărie, unde comisia venită, expertul, stătea de vorbă cu fiecare. Au fost interogat aparte tata, aparte mama și fiecare din frații și sora care erau deja adulți, trecuți de vârsta de 18 ani. După ce i-au interogat, interesant că expertul a întrebat-o pe mama, pe sora Ioana Constantinovna, cu ce l-ați hrănit pe Vania că el nu murea? Rezultatul expertizii a fost, au scris așa, moartea a survenit în urma violenței. Odată din întâmplare vorbeam cu o soră care povestea că la soțul ei au venit câțiva prieteni și ea a vrut să le povestească despre Domnul Iisus Hristos, să le mărturisească. Soțul ei era necredincios și unul din cei veniți a spus: ce-mi povestești, dumneata? Eu știu toate lucrurile astea. Eu am slujit în armată. Știi cu cine eu am slujit? Eu am slujit cu Vania Moiseev. Așa că n-ai ce-mi povesti. E, când am aflat, i-am spus sorei: întrebați-l, n-ar vrea ca să ne întâlnim cu el. Vrem să-i dăm unele întrebări, vrem să-i punem unele întrebări. Și sora a spus: bine, îl voi întreba. Când ne-am întâlnit, ea a spus că el a reacționat cam speriat la ceea ce i-a propus sora. A spus că, da, ce să povestesc, că nu vreau să povestesc. Și atunci l-am telefonat pe păstorul bisericii din acel sat. El îl știa bine pe omul sau persoana dată, chiar trăiește nu departe de el. I-a lămurit că n-are de ce să teamă, n-are de ce să aibă frică, pur și simplu frații vreau unele detalii să afle și atunci el a acceptat. Dar când ne-am întâlnit, nu a dat răspunsuri ample, totuși se vedea că frica care au implementat-o 50 de ani în urmă încă n-a dispărut din sufletul lui sau din ființa lui. Chiar ne-a spus că el a fost soldatul care l-a adus pe Vania mort în sat, în Volontirovka. L-a adus cu mașina Zil 130, a mers cu viteza limită 60 de km pe oră. În mașină se aflau doi șefi de-a lui Vania, din regimentul unde a slujit Vania, soldatul și lângă secriu sta în permanență Simeon, fratele lui
Vania. Era vară și mergeau foarte încet cu trupul în mașină. Era foarte cald. În fiecare orășel și sat se opreau la oficiul poștal și Simeon telegrafia undeva, cuiva telegrafia unde se află și așa era în fiecare sat sau în fiecare orășel căutau oficiul poștal. Nimeni nu știa ce telegrafia Simeon și deci nici soldatul, nici șefii militari care însoțeau trupul dus în mașină. Când au venit în Volontirovka, în Volontir, când tata lui Vania, fratele Vasilie, a început să deschidă sicriul de fier sudat, imediat șefii așa s-au simțit speriați și au spus că noi trebuie să ne grăbim numai decât și au dispărut. Povestea fostul soldat că când s-a întors în unitatea militară, lucrătorul securității cu care des vorbea, îl audia, îl chema și scria dare de seamă cum a mers cu mașina din Kerch până la Volontirovka, unde s-a oprit, pe cât timp s-a oprit, ce a făcut, dacă au avut legătură cu cineva în vreun oraș sau sat, ce a făcut Simeon, pe cât timp a dispărut și așa a spus că m-a pus și am scris de vreo 50 de ori dare de seamă, raport în limba rusă. A spus că mă săturasem de scris și odată l-am întrebat cât voi mai scrie, că m-am săturat. Și lucrătorul securității i-a spus că de câte ori va trebui, te voi pune și de atâtea ori vei scrie raport sau dare de seamă. Au trecut 50 de ani de la martirajul fratelui Vania la Evrei, capitolul 11, versetul 4, e scris că Abel, după martirajul lui, deși este mort, vorbește încă. Mă bucur că 50 de ani Vania încă mai vorbește. Deci credința lui vorbește, încrederea lui în Dumnezeu ne mai vorbește. Ne cheamă la viață de jertfire, la viață de sacrificiu. Ne cheamă la calea care i-a fost descoperită, pe care a mers el, să mergem și noi, cei de azi. Iar la încheiere vreau să vă citesc versetul din cartea Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Amin.